Salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt mica mea tură din Iași până în Târgu Frumos. Am fost să-mi iau microfonul pentru camera GoPro, deci videoclipul ăsta a fost filmat înainte să am microfonul, așa că îmi cer scuze pentru calitatea sunetului încă de pe acum. Ce pot să spun? A fost o tură foarte șmecheră. Era la un moment dat era să cad, fiindcă dintr-o dată se schimbase calitatea drumului, devenise drumul foarte prost și mă dezechilibrasem un pic. După aceea am tras pe dreapta și întrebam un om la un moment dat că, bă domnule, ăsta e Târgu Frumos? Și omul era că, da, ăsta e Târgu Frumos. Dar de fapt eram în podul Iloai, în fine. După aia m-am mai oprit iar. Faza este că nu am suport pentru telefon și decât să opresc și să-mi scot telefonul din rucsac, să mă uit pe telefon, să trag pe dreapta și așa mai departe, am zis că mai degrabă trag pe dreapta și întreb oamenii care merg pe stradă. Așa că o să vedeți și voi cum a fost. A fost distractiv, într-un cuvânt. Mai bagă pula în el de trafic. Ăsta-i Târgu Frumos? Ăsta-i Târgu Frumos? Da. Sormuna, nu vă spărați, știți, pe aici e un hotel? Un hotel? Hotel. Pe aici, pe drumul ăsta? A? Nu pe drumul ăsta. Nu pe drumul ăsta? Ce? Trebuia să fac undeva un hotel. Da, pe dreapta, și erau niște case pe dreapta, dar nu știu dacă am făcut dreapta bine hotel? Aici. Da, un hotel. Moara? Nu știu, că nu... Acolo, la vale, înapoi, la... Nu, în târgu. Care-i târgu? Aici, în podul Iloai. Ăsta-i Târgu Frumos? Nu, e podul Iloai. Da, mi-a zis un om că ăsta-i Târgu Frumos. Nu, podul Iloai. Înapoi și să-i mai ai încă 25 de kilometri. Trebuie să merg înapoi și dau tot în col. Înainte pe stânga și ieși iar în șoseaua națională. Bun, mulțumesc. Deci încă vreo 20-25 de kilometri mai am, nu? Da. Omul ăla nici nu știe unde e. Mersi. Da. Bun, mulțumesc. Da. Yeah.
vă spărați. Este pe aici un hotel? Prin, înainte e un hotel sau ceva? Că nu știu dacă e hotel. E o pensiune, ceva? Pe strada aceea, la vale, și undeva pe stânga o să fie. Dar aici nu e nimic ca pe dreapta, nu? Că e o sală de asta de nunți, de vin. Am vorbit cu domnul cu care am treabă, nu știu, și a spus că unde e semnul de Botoșani, fac dreapta, merg în față și o să fie niște case pe dreapta și după aia mai merg și o să fie un hotel. Să-l sun pe domnul, dacă ai puțin timp să-mi spui. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnule, eu am ajuns în Târgu Frumos și unde era semnul cu Botoșani a făcut prima... Da, după aceea este policlinica. Un bloc, iar a treia clădiri, tot pe partea dreaptă este hotelul. Aha, bun, mersi. Hai că cred că ajung, nu știu cât timp, cât fac până acolo. Un minut. De auzi, două minute maxim. La Han. Știți unde este? La Han. Un restaurant, un hotel. La Han, așa se cheamă. La Vale. Unde? Merg jos? Mersi. Nu vă spărați, nu vă spărați. Check bank, check bank. Mersi, mersi. Bună ziua, nu vă spărați. Check bank, check bank. Aici? Bună ziua! Jos acolo, la intersecție. Am înțeles. Eu am făcut exact unde era semnul de Botoșani, dreapta, în sus, nu trebuia acolo, trebuia 100 de metri mai... Aha. Ajungeți exact la intersecția, la intrare. Am înțeles. Ați făcut